cum se finalizează procesul terapeutic și nu mă gândesc neapărat în acel proiect despre care spuneai mai devreme, unde numărul de ședințe este limitat, vorbim de 12 ședințe, ci mă gândesc în general când se termină terapia. Pot să spun cu siguranță că pacientul decide când se termină terapia și de obicei este un moment foarte, pe lângă faptul că e foarte plăcut, înseamnă lucrurile mele au mers foarte bine, e și un moment destul de evident. Pentru că la un moment dat nu mai avem despre ce povesti. Lucrurile sunt destul de clare, știu ce am de făcut, deja am făcut pași, nu am rezolvat problema. Efectiv, ședințele devin mult mai scurte și mai eficiente. Și atunci putem să... De ce m-am tărnut, oprim terapia brusc, ci, spunem, ne întâlnim peste 2 săptămâni, peste 3 săptămâni, o lună, o dată la 6 luni, în funcție de cât de mult e nevoie. Și sigur rămânând oricând ușa deschisă pentru orice verificări și întâlniri ulterioare din când în când. În momentul în care vorbim despre terapie, vorbim despre modificarea acelor gânduri despre care spuneai tu mai devreme. Cât de dificil este să se modifice acele gânduri? Și mă gândesc la faptul că, nu știu, poate lucrez cu un client care are 30 și ceva de ani, 40 și ceva de ani, care și-a antrenat acele mecanisme ani de zile. Acum sper că nu durează 30 ceva de ani să scăpăm de ele, dar cât e de greu? Dacă vorbim despre depresie și atât, de obicei în 20 de ședințe maxim se pot rezolva marea majoritate a gândurilor din spatele depresiei. Pot fi asociate și alte probleme, probleme de tulburări de personalitate, care de multe ori pot dura mai mult. Acum, oricum, psihoterapia cognitiv-comportamentală, adică forma de terapie pe care o folosim în acest proiect, forma de terapie pe care o practic și eu, este o terapie de scurtă durată. Asta înseamnă că chiar în cazul problemelor celor mai dificile, tulburări de personalitate, putem să încercăm să îmbunătățim situația și să ne limităm la un an, doi. Ceea ce este foarte scurtă durată comparat cu alte forme de terapie clasice sau mai vechi, care puteau dura toată viața și tot timpul eram în terapie. Ideea pe care o urmărim este să rezolvăm aceste probleme cât mai repede, cât mai eficient, pentru ca pacientul se poată întoarce la viața lui optimă. Există riscul, așa că înspre final de întâlnire, ca o persoană să dezvolte dependență de a merge la terapie? Adică văd că mă simt bine și că mi-am rezolvat o grămadă din problemele pe care le-am de rezolvat și atunci tot îmi doresc să merg în continuare? Aș putea spune că, atenție aici, cuvântul de dependență este unul foarte puternic și, într-adevăr, poate să fie vorba de astfel de dependență și, în cazul să o discutăm tot în cadrul ședințelor, este o altă problemă de pus pe lista de probleme, poate să fie și un confort pe care îl dă a vorbi cu un profesionist care e dispus să te asculte și să te înțeleagă așa cum puțină lume știe sau poate să o facă. Nu cred că aș... Deci dacă apare problema de dependență, cu siguranță trebuie abordată. Dacă este doar o preferință pentru a continua dezvoltarea personală dincolo de rezolvarea problemelor de depresie, nu cred că asta poate să fie o problemă. Și atenție, pentru că mulți oameni care nu au depresie și nu au o boală psihologică vin la psiholog. Dacă vreau să pot să mă concentrez mai bine, dacă vreau să am relații mai satisfăcătoare, pot să vin la psiholog așa cum un sportiv merge la un antrenor. Nu înseamnă că doar dacă mă doare ceva, mă duc și rezolv problema. Pot să încerc să optimizez, să funcționez și mai bine. Fie că vorbim de coaching sau de optimizare personală, intervenția psihologului poate fi benefică dincolo de sănătate, înspre mai bine decât sănătate. Mi-ar plăcea să ne spui o concluzie acum despre depresie și despre intervenția în depresie. Noi oricum în timpul emisiunii am avut pe ecran numărul de telefon și adresa de mail unde persoanele pot să sune sau să se înscrie la acel studiu despre care ne spuneai, unde pot beneficia de depresie, de tratament în cazul tratament depresiei. Tratament pentru depresie, așa. Gratuit. O concluzie generală. Concluzia generală ar fi că depresia este o problemă serioasă și nu un moft și poate fi tratată doar de către profesioniști. Și în cazul ăsta e important să direcționăm persoanele care credem că s-ar putea confrunta cu astfel de probleme către un specialist, pentru că tratamentul este disponibil, este eficient și poate fi chiar gratuit. Și e păcat să stăm și să ne chinuim cu aceste simptome când ele pot fi tratate cu succes. Vlad, îți mulțumim tare mult, mult succes și cu cea mai mare plăcere în tot ceea ce faci. Mulțumim. Și eu îți mulțumesc.